Punctul fierbinte de pe ordinea de zi, care a și declanșat discuții în contradictoriu între aleși PSD și primar, a fost contractarea unui împrumut de 40 de milioane de lei, cu care ar fi urmat să fie finanțate proiectele cu fonduri europene, care nu se vor finaliza până la 31 decembrie, dar și asfaltarea străzilor din zonă. Consilierul local Vasile Iorga a propus amânarea timp de 6 luni a acestui împrumut, până la schimbarea actualei componențe a administrației locale. Creează foarte multe polemici, foarte multe discuții și exact. De ce, dacă peste câteva luni o să avem un nou consiliu și un nou primar, de ce să nu îi lăsăm pe cei care vor veni să decidă soarta acestui oraș? Sunt 6-7 luni până când se întâmplă lucrul ăsta. La rândul său, consilierul local Vasile Olan a solicitat amânarea proiectului și prezentarea unui raport cu stadiul lucrărilor pe fonduri europene și vinovații de întârzierea acestora. Aceste lucrări la care facem trimitere să le terminăm nu au fost începute în mandatul domnului primar. Și cineva, dacă n-a respectat graficul de eșalonare a lor, nu cred că este vină actualul primar sau actualul consiliu, ci există o vină care se perpetuează poate din alte mandate. Și atunci fac un apel să se facă în următoarele câteva zile, să se facă un studiu scurt de comisie de specialitate, văzut care au fost cauzele pentru care aceste lucrări nu au fost terminate la timp. Totodată, consilierul Paul Foleanu a arătat că este foarte posibil ca o parte a lucrărilor derulate în acest moment pe fonduri europene să nu fie finalizate la termen, proiectele urmând să fie pierdute și banii investiți să fie doar din bugetul local. Banii necesari a fi finalizat și cu posibilitatea sau cu imposibilitatea finalizării proiectului până în 31 decembrie, termenul limită la care noi putem să mai accesăm banii europeni și să hotărâm dacă continuăm sau nu proiectele care sunt într-un stadiu de 10% sau de 15% de execuție. Edilul Cristian Radu a replicat îndemnându-i pe aleși să vină alături de el pe șantierele acestor proiecte, așa cum face el în fiecare zi pentru ca lucrările să fie terminate la timp. Discuțiile dintre primar și o parte a consilierilor au degenerat în scurt timp, așa că edilul a ales să părăsească sala și să plece pe șantiere pentru a supraveghea lucrările. Dar asta este. Dacă vreți, în principiu trebuie să mă retrag, să mă duc pe șantier, să mă asigur că aceste lucrări vor fi gata, să nu vă mai certați și încerc, dacă mă pot să mai fiu la ședințe. Primarul ne-a declarat ulterior că toate reacțiile consilierilor vin pe fondul unui an preelectoral.